Vântul puternic de noaptea trecută a produs numeroase pagube în județul Neamț. Pompierii au fost solicitați să intervină în 8 situații ca urmare a manifestării codului galben de vreme rea. Mai multe mașini au fost avariate după ce bucăți de pe acoperișurile blocurilor s-au desprins și au căzut în parcare. De asemenea, doi copaci au fost puși la pământ de vântul puternic, iar pentru degajarea lor a fost nevoie tot de intervenția pompierilor. Dimineața, locuitorii orașului Bicaz și localitățile Secu, Izvorul Alb și Poiana au rămas fără energie electrică.